Cupa României la fotbal ediția 2025 continuă să surprindă iubitorii fotbalului din întreaga țară, iar meciurile din eșalonul județean au oferit deja momente spectaculoase. Ieri, în cadrul unei atmosfere vibrante la Tismana, echipa locală CSO Tismana a obținut o victorie categorică în fața echipei CS Petrolul Buscutin, calificându-se în faza optimilor cu scorul de 3-0. Rezultatul a adus bucurie în oraș și a alimentat speranțele echipei de a ajunge în fazele superioare ale competiției, acolo unde se vor înfrunta cu echipe din eșaloanele superioare, inclusiv echipe din Liga a doua și Liga a întâi. Drumul lor spre trofeul național este lung și provocator, dar visul continuă să prindă conturi, iar acest succes adaugă o nouă filă în istoria clubului. În meciul de ieri, unul dintre jucătorii care a atras atenția a fost Cosmin Bârlan, un fotbalist talentat din județul Mehedinți, care a demonstrat pe teren aceeași pasiune pe care o are atunci când cântă și muzică populară. Este o mare bucurie. Astăzi am avut un meci greu pe care am reușit să-l câștigăm. Cred că am jucat bine și eu și toți colegii mei și ce să zic, felicitări tuturor pentru victoria de azi. Iată că, deși ești mehedințean, joci în Gorj. Într-adevăr, cred că gorjenii sunt frați de ai noștri pentru că noi ne învecinăm ca și județe. Mă simt foarte bine aici și încerc să mă țin și de pasiunea aceasta pe care o am, și anume fotbalul după muzică. Cred că aceasta este cea mai mare pasiunea mea de fotbalist. Suporterii veniți din Baia de Aramă i-au oferit sprijin și încurajări, iar prestația lui a fost lăudată de antrenorul echipei CSO Tismana, care consideră aportul lui Bârlan esențial pentru victoria categorică de ieri. Ați putut vedea astăzi la lucru noua echipă a orașului Tismana, o echipă care își dorește readucerea tradiției fotbalului tismanean, o echipă frumoasă, construită din jucători care au jucat la un nivel superior, care au venit alături de noi să ne ajute în obiectivul propus. Întrebarea noastră foarte, foarte plăcută. Cosmin Bârlan, un jucător care nu cu multă vreme în urmă cocheta cu prima ligă, un artist al României, putem să spunem, un solist vocal foarte cunoscut deja în România, a dorit foarte mult să revină la prima pasiune, la prima dragoste, și noi suntem mândri că îl avem alături. Îmbinând cu talent atât sportul cât și muzica, Cosmin Bârlan reprezintă o adevărată inspirație pentru comunitatea locală, dar și pentru toți cei care cred în pasiunea autentică. Performanța sa de ieri a confirmat poziția de jucător cheie, iar suporterii echipei așteaptă cu nerăbdare să-l vadă din nou pe teren. CSO Tismana privește cu încredere înainte, visând la o calificare în sferturile de finală. Victoria de ieri le dă speranță și un moral excelent pentru confruntările viitoare. Competiția devine tot mai intensă pe măsură ce se apropie faza în care vor intra în joc echipele de top din România. Foarte frumos, merită felicitatea ambele echipe, goluri foarte frumoase, păcat că nici oaspeții nu au marcat. Un joc plăcut. Rămâne de văzut cum se vor descurca CSO Tismana și Cosmin Bârlan în continuare, dar un lucru este sigur, Cupa României 2025 va continua să fie o competiție captivantă, plină de emoție și neprevăzut.